Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Cornel Cadar. Mă bucur să vă reîntâlnesc la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De câteva ediții am început să analizăm crezul și ușor, ușor am ajuns la patra propoziție importantă a crezului, cea cu referire la patima, moartea și moartea lui Isus. Avem și astăzi invitații în studio cu care încercăm să ne orientăm spre cruce, spre patima și moartea lui Hristos. Bine ați venit, Părinte Monseniore Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic din Iași. Bine v-am găsit. Vă spun și dumneavoastră bun venit, Părinte Iosif Antire, profesor de Sfânta Scriptură la același institut. Bine v-am găsit. Ne orientăm spre articolul 4 al crezului, care spune: cred în Iisus Hristos, care a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat. Ce ar însemna că Iisus a pătimit sub Ponțiu Pilat? Dacă privim din punct de vedere strict literal, atunci sub Ponțiu Pilat înseamnă că evenimentele pătimirii, morții și învierii lui Iisus Hristos s-au petrecut în vremea când Pilat din Pont era guvernator al Iudeii. În sens mai larg însă, acest lucru înseamnă că Iisus Hristos a trăit aceste evenimente, a pătimit, a murit, a fost îngropat și a înviat într-un timp ales de Dumnezeu, într-o perioadă pe care Domnul a considerat-o potrivită, în istoria, a intrat în istoria omenirii. În timpul unor oameni concreți, într-un timp exact, care poate fi dovedit și din punct de vedere istoric. Deci definește această expresie un moment exact în istorie. Practic avem și alte mărturii în afara Sfintei Scripturi care ne vorbesc de același guvernator, Ponțiu Pilat. Dar dacă deschidem Noul Testament, urmărim cele patru evanghelii, observăm un lucru interesant, spun eu, că cea mai mare parte este acoperită de patima lui Hristos, de descrierea pătimirii sale, în toate cele patru evanghelii. Cum vă explicați acest lucru? Un exeget german, Martin Keller, a definit Evanghelia lui Marcu o passionsgeschichte, o istorie a pătimirii, cu o introducere detaliată. Este foarte interesant că această Evanghelie, ca și celelalte Evanghelii, acordă două capitole pătimirii și morții lui Iisus. E foarte mult în comparație cu tot segmentul de viață, cu toată perioada cât Iisus a fost în această lume. Dar ceea ce este foarte interesant este că ceea ce găsim înainte de aceste două capitole, în cazul lui Marcu 13 capitole, toate pregătesc într-un anume fel istorisirea despre pătimirea lui Iisus. Cu alte cuvinte, în Evanghelii, pătimirea lui Iisus este și moartea lui Iisus sunt evenimentele centrale ale vieții lui Iisus. Practic, cel mai important lucru pe care Iisus l-a realizat în această lume este mântuirea oamenilor prin pătimirea și moartea sa. De aceea spuneam de definiția dată de acest exeget german, care fără îndoială este exagerată, dar e ca și cum marea parte a Evangheliei este o amplă introducere pentru istoria pătimirii. Și asta se verifică în toate cele patru Evanghelii, unde pătimirea lui Iisus ocupă locul central și e pregătită dinainte prin tot felul de episoade care explică de ce și în ce circumstanțe a avut loc pătimirea și moartea lui Iisus pe cruce. Vorbim despre patima lui Iisus. Colegii o să dea imagini care o să deruleze pe ecran. Iisus intră în Ierusalim. Știa el atunci când a intrat triumfal, a fost primit de către mulțime cu urale. Unii și-au scos hainele, le-a pus la picioarele lui Iisus. Știa Iisus că va avea de pătimit? Pe tot parcursul vieții sale, Iisus a fost conștient de misiunea pe care o are, aceea de a mântui întreaga omenire. Știa că acest lucru va avea loc prin patima și moartea sa. Așadar, inclusiv în acest moment în care mulțimea adunată îl adora cu titlul, cu strigăte de Osana fiului David, inclusiv în aceste momente, Iisus era conștient
de faptul că va pătimi și va muri tocmai pentru mântuirea întregii omeniri. Nu a fost niciun moment în viața lui Iisus în care el să nu fie conștient de misiunea pe care o are și felul în care avea să o aducă la îndeplinire. Practic era sărbătoarea Paștelui. Iisus intră în Ierusalim, oamenii se pregăteau pentru Paștele evreilor, sărbătoreau Paștele. Dar de ce a ales Iisus să pătimească cu ocazia acestei sărbători a Paștelui? Interesantă formularea întrebării, de ce a ales Iisus. Fapt este că lucrurile, da, s-au petrecut de sărbătoarea Paștelui, dar o să vă dau două rațiuni, și anume una de ordin practic, dacă vreți. Iisus și-a desfășurat cea mai mare parte a activității în Galileea, iar la Ierusalim vine pentru sărbătoarea Paștelui, care este o sărbătoare a pelerinajului. Era una din cele trei sărbători biblice când evreii mergeau în pelerinaj la Ierusalim. E vorba de Paște, e vorba de sărbătoarea săptămânilor sau Rusaliile și de sărbătoarea corturilor. Practic deci așa se explică de ce erau oameni mulți când a intrat Iisus în Ierusalim. De ce erau oameni mulți la Ierusalim, de ce Iisus se afla la Ierusalim cu ocazia Paștelui. Deci era obiceiul lui dintotdeauna de a veni de Paște la Ierusalim. Deci este o chestiune de practicitate. Dar dincolo de acest lucru rămâne cel de-al doilea aspect și care este esențial. Iisus, murind de sărbătoarea Paștelui la Ierusalim, realizează o transformare extraordinară. Vechea sărbătoare a Paștelui sau Paștele, așa cum îl celebrau evreii, va căpăta în acest context o nouă semnificație, iar pentru noi creștinii acest eveniment petrecut de sărbătoarea Paștelui în anul 30 al erei creștine, vorbind de data cea mai probabilă a răstignirii lui Iisus, și da, pentru noi e un moment decisiv, pentru că de atunci Paștele capătă o cu totul nouă semnificație. Se pornește de la Paștele ebraic și, așa cum spuneți, este îmbrăcat cu alte semnificații. Exact. Intră Iisus în Ierusalim duminica. Știm din Evanghelie ce mai face până luni, marți, e vândut între timp de către Iuda, se face acel schimb, vine Joia Mare, este cina cea de taină, grădina măslinilor este prins și apoi începe practic un proces. Care sunt acuzele care îi se aduc lui Iisus? Acuza principală adusă lui Iisus este aceea că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Pentru evrei care erau monoteiști, o afirmație de genul acesta constituia o blasfemie. Marele preot și-a rupt hainele în semn de protest în fața acestei afirmații pe care Iisus a făcut-o despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. În concepția ebraică nu exista nicio ființă creată care să poată să se asemene chiar și într-o mică măsură cu Dumnezeu. Aceasta a fost, să spunem, acuza principală pe care Sinedriul i-a adresat-o lui Iisus. Pe lângă aceasta au mai fost și altele, aceea că tulbura liniștea în societate, dar toate celelalte acuze păleau în fața acesteia principale. De altfel, atunci când l-au adus în fața lui Pilat, marii preoți au spus: el s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Pentru Pilat acest lucru nu însemna mare lucru, de vreme ce toți împărații romani se considerau într-o oarecare măsură zei sau descendenți ai zeilor păgâni, bineînțeles. De aceea, la început a privit cu reluctanță această acuză. Dar ei au spus că, în conformitate cu legea ebraică, el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Va fi în cele din urmă condamnat la moarte, dar puteți să-mi explicați, Părinte Iosif, de ce Iisus, care era un om pașnic, care ne amintim de fericiri, n-a instigat niciodată la revoltă, de ce ajunge să fie condamnat la moarte? Dacă îmi permiteți întâi o completare la ceea ce a spus Monseniorul, într-adevăr procesul lui Iisus a avut două faze, să spunem așa. A fost procesul în fața instanței religioase, Sinedrul,
Și acolo, într-adevăr, i s-au adus aceste acuze care țineau de concepția, de viziunea religioasă a poporului evreu, și acolo Iisus a fost găsit vinovat, dar Sinedrul nu îl putea condamna la moarte, pentru că romanii retrăseseră Sinedrului dreptul de a condamna pe cineva la moarte. Și atunci, pentru a obține condamnarea, Iisus a fost transferat la tribunalul civil, da? În fața autorităților, în fața reprezentanților romani, în fața lui Pilat. Și atunci Pilat, practic, rostește această sentință formală de condamnare la moarte și îl condamnă pe Iisus. Cât privește întrebarea dumneavoastră de ce un om nevinovat ca Iisus, un om pașnic, ați spus, un om pașnic a fost condamnat la moarte. Vă întreb, Iisus a fost chiar atât de pașnic? A spus odată Iisus să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, ci mai curând sabia. Evident, Iisus nu vorbea de violență. Noi știm că Iisus întotdeauna s-a opus violenței, Iisus a condamnat orice act de violență, ba chiar îndemnând discipolii săi la acceptarea violenței. Dar dacă ne gândim la grădina măslinilor, unul dintre apostoli, Petru, scoate sabia, exact, și îi spune să bage sabia înapoi, că nu pentru asta au ajuns ei acolo, nu? Este adevărat, dar este partea a doua a lucrurilor. Iisus, care a practicat și a cerut non-violența, Iisus, la rândul lui, prin tot ceea ce a făcut, a trezit o mare îngrijorare în rândul, să spun așa, în rândul sistemului, dacă pot să numesc acest lucru. Tot ceea ce Iisus a realizat, noua mentalitate pe care Iisus a adus-o, noua viziune despre Dumnezeu, despre Tatăl, criticile lui Iisus repetate la adresa religiei tradiționale, toate aceste lucruri au stârnit îngrijorarea autorităților, care la un moment dat au decis să-l elimine. Părinte rector, sunteți profesor de drept, ați făcut studii în drept. Dacă ar fi să urmăriți așa mental procesul lui Iisus, ce ați găsi că nu este în ordine? Au fost audiați și martori, a fost un proces drept? Da, este o întrebare surprinzătoare într-o anumită măsură, pentru că principiile și metodele care se urmăresc astăzi într-un proces sunt cumva diferite de ceea ce se întâmpla în timpul lui Iisus. În primul rând, Iisus, dacă este să o luăm dintr-un punct de vedere strict legal, nu a avut parte de un apărător. Cu totul întâmplător, unul din membrii Sinedriului i-a luat apărarea și a cerut mai multe dovezi în sprijinul acuzațiilor care i se aduceau. Dar, în realitate, el a fost judecat în baza unei mărturii mincinoase. Deci, deși el a cerut să vorbească mulțimea în sprijinul său, să spună mulțimea ceea ce el a predicat, acest lucru nu a fost luat în considerație și a fost condamnat în grabă, în baza a două mărturii, așa cum le numește de altfel Evanghelia, mincinoase. Iar în ceea ce privește atitudinea lui Pilat, este clar o condamnare politică. Se mai întâmplă și în zilele noastre ca oameni, poate nevinovați, să sufere numai pentru că interesul politic al uneia sau alteia dintre facțiunile la putere o cere. La fel și Iisus a suferit, putem spune, o condamnare politică, deoarece Pilat voia să facă pe plac Sinedriului, voia să facă pe plac poporului pentru a mai câștiga un capital politic în vremea respectivă. Și de altfel este interesantă remarca unui evanghelist, Luca, care la un moment dat subliniază glasul mulțimii a biruit. L-a făcut să rostească condamnarea. Este evident că mulțimea care cerea condamnarea lui Iisus era manipulată. Pentru că aceeași mulțime care cu numai 4-5 zile înainte îl aclamase pe străzile Ierusalimului profitase de minunile pe care Iisus le săvârșise, de vindecări, de hrana pe care o primiseră, aceeași mulțime, iată că acum strigă, răstignește-l. Cum poate fi explicat acest lucru dacă nu prin vechea metodă a manipulării mulțimii? Vechea și nouă.
Venim la cina cea de taină, deplasăm timpul înainte. Ce s-a întâmplat la cina cea de taină și care e legătura cu patima? Că, dacă ne uităm mai atent, e un fel de anticipare acolo. La cina cea de taină se petrec practic următoarele evenimente. Începe celebrarea cinei pascale, care, mă rog, dura, era un întreg ritual după ritualul ebraic. La această cină, Iisus anunță, deci oarecum începe cina cu o veste proastă, anunțând că unul dintre discipoli îl va vinde. Urmează apoi instituirea Euharistiei și apoi anunțul renegării lui Petru. Dar ceea ce este pentru noi esențial în cina cea de taină este instituirea Euharistiei. Când Iisus... Adică împărtășanie. A împărtășanie, cum, nu? Cum vorbim în limbajul nostru, împărtășania. Dar când Iisus dă pâinii și vinului o nouă semnificație, pâinea și vinul devin trupul și sângele său, nu? Regăsim aici toată viziunea, toată gândirea noastră creștină despre Euharistie. Euharistia, fără îndoială, a anticipat în acea cină ceea ce se va întâmpla, sacrificiul lui Iisus Hristos pe cruce. În grădina măslinilor, Iisus acolo e în fața morții și la un moment dat tot Sfântul Luca notează că curgeau broboane de sânge și s-a rugat, dacă este cu putință, să treacă de la mine paharul acesta. Pentru unii este de mirare cum el, Fiul lui Dumnezeu, se teme în fața morții. Cum explicăm noi? Nu uităm ce am mai spus într-una din emisiunile anterioare, că Iisus Hristos a fost om și Dumnezeu și a fost om de la început până la sfârșit. El s-a făcut întru toate, asemenea nouă, afară de un singur fapt, acela al păcatului. Iar Iisus a trăit cu toată intensitatea aceste evenimente, în toată omenitatea Lui, dacă putem spune așa. A cunoscut ce înseamnă frica, teama în fața morții, abandonul, a cunoscut până la capăt suferința, deci fizică și psihică, și a cunoscut ce înseamnă moartea. Iisus Hristos, ca om, a murit cu adevărat și a fost înmormântat. El nu a suferit ca și nu putea să sufere ca Dumnezeu, dar în umanitatea lui Iisus Hristos a experimentat tot ceea ce experimentează un om în astfel de situații. Teama în fața morții, simțământul părăsirii, al abandonului, suferința fizică și psihică și moartea. Vă rog, Dumnezeu. Dacă o să-mi permiteți o completare, ați menționat la început de evanghelistul Luca, care ne spune că Iisus a sudat sânge. Este foarte sugestiv că doar el menționează acest lucru, Luca, despre care știm că era un medic. Și știm, de exemplu, din medicină, din secolul 20, au fost puține cazuri, cred 100 și ceva, raportează medicina, despre această afecțiune extrem de rar întâlnită, când se cheamă hematidroză sau hematohidroză. În momentul în care o persoană trece printr-o stare de stres maxim, atunci sângele pătrunde în glandele sudoripare și persoana ajunge să transpire sânge. Există și studii medicale interesante despre acest detaliu. De acolo din Ghetsemani, unii au susținut chiar că ar fi fost vorba de un infarct. Dar dincolo de asta, da, rămâne adevărat acest lucru. Iisus, după voința sa omenească, după sentimentul său omenesc, Iisus a respins ideea aceasta a morții. Iisus a mers cu teamă în întâmpinarea morții. Regăsim aici deplina umanitate a lui Iisus, care își asumă condiția umană. Are loc procesul, oamenii îl aleg pe Baraba să fie liber și cer condamnarea la moarte a lui Iisus. Iisus este bătut, este arătat în mulțimii, e condamnat la moarte prin crucificare. Ce însemna în acel timp această pedeapsă? Pedeapsa crucificării era destinată sclavilor, era destinată oamenilor, să spun, de rangul 2 în societatea timpului. Spre exemplu, unui cetățean roman nu i se putea aplica, era interzis să i se aplice o astfel de pedeapsă. Ea a fost aplicată, dacă este să facem o trimitere în istorie
sclavilor care au fost prinși după înfrângerea revoltei lui Spartacus. Deci era o pedeapsă înjositoare. Era în același timp o pedeapsă extrem de dureroasă, care îl făcea pe cel condamnat să sufere ceasuri întregi, chinuri cumplite până când își dădea sufletul. Ea consta în a-l atârna pe condamnat de un lemn, de o bară transversală așezată pe una verticală și, așa cum a fost în cazul lui Iisus, mâinile, palmele au fost răpunse, ceea ce a provocat o durere extraordinară. Iisus rămânând în agonie mai multe ceasuri. Aș vrea să venim un pic la Evanghelia după Sfântul Ioan. Când moare Iisus pe cruce, el sublinează un lucru, că atunci se înjunghiau meii la templu. De ce face această paralelă? Da, această mențiune e mai curând în Evangheliile lui Marcu și Luca. Ei menționează că cina cea de taină a avut loc în ziua în care erau sacrificați miei. Practic, Paștele sau cina pascală se putea celebra numai la Ierusalim, în preajma templului. De ce? Pentru că acești miei erau sacrificați în preziua Paștelui. Erau sacrificați de către preoții de la templu. Iar miei sacrificați erau apoi duși în familii, unde erau pregătiți în vederea cinei cele de taină. Evident că este un sens teologic profund aici. În locul vechiului sacrificiu, Iisus va veni cu propriul său sacrificiu și prin Iisus mielul sacrificat, mielul de Paște sacrificat, declară practic din acest moment irelevant vechiul cult, deoarece sângele animalelor nu poate să-l împace pe om cu Dumnezeu, ci ne împacă cu Dumnezeu doar sângele vărsat al Fiului Său. Suntem în ultima parte a emisiunii, chiar aproape de final. Ce știm despre îngroparea lui Iisus? Acest articol de credință ne spune și despre faptul că Iisus a fost îngropat. Da, unul din discipolii săi, Iosif din Arimatea, care făcea parte din tagma farizeilor, i-a cedat lui Iisus locul său, un mormântul pe care îl pregătise pentru sine și care consta într-o mică grotă care, după mormântarea lui Iisus, a fost acoperită cu o piatră. Mormântul lui Iisus este un element esențial în credința noastră, pentru că mormântul gol va fi acela care ne va duce spre învierea lui Hristos. Ce vă impresionează mai mult în această ultimă parte a vieții lui Iisus? O să vă spun că m-a uimit și m-a impresionat totdeauna tăcerea lui Iisus în timpul procesului. Iisus până atunci vorbise, învățase oamenii, arătase adevărata cale spre Tatăl. Ori în timpul pătimirii Iisus cel mai des tace, răspunde uneori foarte pe scurt, lapidar, în momentul în care îi se pun întrebări din partea celor două instanțe, religioasă sau politică, dar Evanghelii notează și uimirea lui Pilat în fața tăcerii lui Iisus. Ar fi așteptat ca Iisus să se apere, să spună nu, dreptatea este de partea mea și așa mai departe. Nu, Iisus tace. Tace pentru, poate și pentru că era convins că se afla în fața unui proces unde sentința era deja dată. Și nu se coboară la acel nivel de tratare a lui. Tăcerea lui e impresionantă. Pe dumneavoastră ce vrei zis? Suferința lui Iisus înseamnă mult pentru noi, pentru că ne mângâie, ne întărește în momentele noastre de suferință. Dacă Dumnezeu a suferit pentru noi, acest lucru ne întărește în momentele noastre de durere și suferință. Care credeți că ar fi consecințele pentru viața noastră atunci când ne apropiem de acest articol de credință? Dar o să vă reamintesc un text din Evanghelia lui Ioan, din discuția dintre Iisus și Nicodim, unde la un moment dat Iisus îi spune, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, la fel va fi înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viață. În pustiu, evreii priveau la șarpele de aramă și se vindecau. Noi privim la crucea lui Hristos, iar această cruce ne vindecă de moarte, de moartea cea veșnică. Această cruce ne spală de păcate, această cruce ne oferă viața. Rămânem cu acest gând. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, care ați rămas cu noi aproape jumătate de oră. La revedere, vă aștept la ediția următoare.